Deci în seara de Revelion, de seara de la 10 până dimineața la 6, am fost în continuu în bătaie. Stivuiți, reluați, stivuiți, reluați, formă aruncați păpriciuri, loviți acolo cum te mișcai în dreapta și în stânga, cum poc, primeai una, nu mișca. Tortura era folosită de instrument de convingere. Și după ce a trecut șocul în ziua de Sfântul Neculae, Surcanul ne-a ordonat, treceți în poziție. Noi am trecut în poziție. Ce a rămas pe jos? A rămas o beltocă de sânge, au rămas câțiva dinți, care pe aici pe acolo au rămas din gura altora, și au rămas deja oameni mutilați. Dom'le, sunt lucruri care nu se pot povesti. Nu că sunt jenante, nu că sunt umilitoare, dar te desfințezi ca gândire sufletească, ca om. A fost ceva de ordin apocaliptic. Aveai impresia că e sfârșitul vieții al pământului. Noua librărie a editurii Partidului Muncitoresc Român contribuie la ridicarea nivelului ideologic al oamenilor muncii. Vechea cetate a reacțiunii, Academia Română s-a transformat sub îndrumarea Partidului Muncitoresc Român într-un for de cultură pus în slujba poporului. Tovarășul Gheorghe Gheorghe Udej arată că poporul muncitor așteaptă de la oamenii de știință, litere și artă ajutorul lor în lupta pentru construirea socialismului. Într-unul din amfiteatrele Universității CEI Parhon, tovarășul profesor Niculescu Mizil ține cursul de marxism-leninism. Formarea tinerelor cadre de specialiști se face pe ramuri ale științei și tehnicei. Există însă, ne învață tovarășul Stalin, o ramură a științei pe care bolșevicii care lucrează în toate domeniile ei sunt obligați să o cunoască. Este știința marxist-leninistă. În România, de după al doilea război mondial, în doar 3 ani de zile, puterea a fost acaparată în totalitate de regimul comunist impus de Uniunea Sovietică și a început transformarea completă a societății la toate nivelele ei. Deși manifestațiile de propagandă arătau atașamentul maselor față de noua politică, zeci de mii de oameni din toate categoriile sociale erau arestați pe ascuns. Eu nu-l văd Piteștiu ca o închisoare și niște răzbunări comuniste. Nu. Niciodată în vreo altă țară decât România, studențimea românească în perioada interbelică, studențimea, n-a stânjenit așa de tare, așa de puternic niște forțe, niște planuri pe care oamenii așa care gândesc puțin le văd. Aici eu, interpretarea mea personală, a fost răzbunarea cea mai cruntă pentru cei ce făcuse generațiile dinaintea mea. Să distrugă tineretul. Pepiniera care alcătuia pentru viitor conducerea țării. Să-i distrugă pe toți ăștia care n-au crezut și n-au avut treabă cu comunismul. Comunismul trebuia să fie religia dominantă a vieții pe pământ. Cine nu credea în comunism, trebuia exterminat. Și așa au făcut. Așa au făcut. S-a mers la Pitești, după un plan stabilit de sus, întâi să-și ia toate informațiile pe care nu le-a luat și după aia să distrugă miez fierbinte și efervescent al tinereții pe credințele, adică pe o scară a valorilor care nu era a lor. De ce au fost aduși studențe? Pentru că studențe erau
prin definiție, nu numai la noi, în toată lumea, studențimea este sectorul dinamic al societății. Sectorul care pune întrebări, indiferent în ce domeniu, dar pune întrebări. Pune întrebări, așteaptă răspunsuri, caută să le găsească și asta aparține studențimii. Trebuia totul distrus ce aparținea trecutului. Și trecutul pentru viitor se referă la tineret, la studențimea română, care trebuia să treacă toată prin Pitești. Mai ales după ce s-a alcătuise cu toată grija și amănuntele posibile, acel sistem de reeducare în care pornirea a fost de la Suceava cu Bogdanovi și cu Țurcanu și a ajuns pe urmă la Pitești, la anumite cote înalte de represiune, care nu poate să facă cinste nici unei civilizații. Prima etapă a fost cea împrietenirii. Ne-a adunat din toată închisoarea, pe camere, după criterii numai de Țurcanu știute și muncă silnică, detenție, așa cum mai era. Și după câteva luni de împrietenire, în care tu îți formai prieteni sau te descătușai povestind vrute și nevrute, că povesteai ce mi-ai lăsat afară, pe cine mi-ai lăsat, pe cine n-ai denunțat. Și după această relație frumoasă care se închega în cameră, venea propriu zis demascarea. Am fost băgați în camera 4 spital. Pe la începutul lunii decembrie 1949. Noi fiind grup, țineam legătura noi între noi. Am fost înconjurați de alții din această cameră, din alte provincii ale țării, îndeosebi de moldoveni. Ce am făcut, ce pedeapsă am primit, cum a fost procesul, cine e șeful sau șefii. Deci toate aceste lucruri ei vreau să le cunoască. Sigur că nu, pentru noi nu constituia asta un secret. Unii mai grealivi mai povesteau și câte un lucru care nu l-au povestit la proces. Nu l-au povestit la anchetă. Și din cauza aceasta se căuta să găsească toți dușmanii poporului, așa numiți, că noi eram niște bandiți, așa eram catalogați. Și asta era, așa zisa, demascare exterioară. Am văzut cazuri în care un astfel de băiat și-a adus fratele și tatăl în închisoare, la peninsula. Domnule, după ce am intrat în cameră, ne-am trezit pe partea asta a priciului din dreapta cu niște studenți, niște băieți care aveau cărți. Treaba asta ni s-a părut ceva extraordinar de deosebit. Nu mai pomenisem așa ceva. Și aveau cărți în astea cu subiecte de propagandă comunistă, la care la mare preț țiu minte că era cartea lui Artur Simionovici Makarenko, Steaguri și turnuri. Am crezut că s-a mai ameliorat gândirea represivă și că ne va da posibilitatea să citim. De unde, dracu? Pentru că a doua zi, după această întâmplare, la un semn făcut de Țurcanu, cei pe care i-am găsit în camera 4 spital s-au aliniat și au făcut un coridor plin de băte, de ciomege, de cozi de mătură. Toate am văzut o mișcare așa, fulgerătoare, parcă ar fi un vârtej așa,
Și am văzut, 3-4 în spatele meu, știau cum să lovească. M-am luat la carotidă, dar m-am lovit foarte tare. Nu mai știu nimic. M-am trezit după vreo 5 ore, 6 ore, întins pe un prici, pe unul din prici, pe un prici, unul din cele două prici, din cele nespregea. Nu știam ce s-a întâmplat. Simțeam niște dureri în zona occipitală, cea pe aici, și când m-am uitat, era un aspect dezastros. Erau oameni care stăteau cu mâinile în sus, alții care trebuia să spele, să meargă în continuu în genunchi și nu știu mai ce, început să celebra reeducare. A fost un șoc. A fost un șoc. Pentru că era ziua de Sfântul Nicolae, nimeni nu se gândea la toți sărbătoarea îmi transformam. Aveam biserică, n-aveam, dar o trăiam în sufletul nostru sărbătoarea și în cameră eram trei Nicolae. Era doctorul Nicu Ioniță, era Puiu Chivulescu, Nicu Chivulescu, așa, el și eu eram cei trei Nicolae din cameră. Și sigur că uitând de locul unde suntem, noi ne situam în poziția omului sărbătorit. Și trăiam sufletește această stare. La un moment dat se deschide ușa și apare Țurcan. Nu-l cunoșteam, dar din șoaptă în șoaptă, ăsta-i Țurcan. Într-o șubă mare, mi s-a părut un om mai voinic decât era, și bandiților să vă faceți demascare. Din 30 sau mai mult cam așa câți eram în cameră, aproape jumătate erau trecuți, deci erau în turul 2 sau 3, așa erau trecuți prin demascări și, mă rog, dar secretul a fost așa de intens, așa de puternic, încât niciunul n-a suflat o vorbă să știm cine este. Doar atunci a apărut, când a zis Țurcanul pe ei, așa ne-am pomenit toți, înconjurați de unul, de altul, ne-am pomenit loviți, ne-am pomenit cu lovituri. Și șocul cel mare a fost că cine ne da loviturile? Prietenii noștri, frații noștri. Asta a fost lovitura, șocul cel mare pe care l-am trăit. Pentru că în același timp, pe lângă lovitura fizică, dar se producea și o lovitură psihică, șoc. A durat, cât a durat ore, câteva ore întregi a durat. Și în momentul când a zis gata, toată lumea s-a oprit, dezbrăcarea la pielea goală, ne-a dezbrăcat la pielea goală și nu ne-a lăsat decât o cămașă și o izbană. Și acum totul, treceți în poziție. Când am trecut în poziție, de asta vă spuneam, pe jos a rămas un morman, lac de sânge, din fiecare țâșnea. Pentru că după bătaia n-a fost ceva organizat. Zădea în cap, că zădea în gură, în ochi, că îți scotea ochiul, că unde zădea, nu conta. Tot a fost să lovești, să produci acest șoc, să paralizezi. Deja puterea, să instala puterea lui Țurcanu, să instala și victimele deveneau tot mai mici și tot mai neputincioase. Eram un grup destul de numeros, iar băieții erau elevi, deci nu erau studenți și ei vor pleca din Pitești. Așa. Și atunci, ca și cum n-ar fi știut, au fost întrebați, cine este șeful? Toți s-au uitat încurcați, iar am spus eu. Era o chestie fără ieșire, adică nu se poate ieși din treaba asta. Iar omul de care vă vorbesc era un tip mai înalt, așa, decât restul, mai bine legat. Și i s-a spus lui, ăsta vă este șeful?
ăsta v-a dus pe voi, v-a convins pe voi să faceți ceea ce ați făcut și să fiți închiși? Din cauza lui stați acum la închisoare? Și l-a luat pe el. Dă-i o palmă. El s-a apropiat, s-a fâsticit, s-a... Și Țurcan îi spune, dacă nu știi cum să dai o palmă, vin eu și îți dau ție ca să știi. Și atunci a lovit. Indiferent de, să zic așa, de asprimea loviturii sau neasprimea loviturii, nu asta era miza. Miza era dărâmarea tuturor valorilor. Asta era miza. Și în seara de rebelion, adică noaptea de rebelion, a venit Țurcanul. Și a început să țină un discurs. Știți, acolo despre hotărâre că unii studenți s-au hotărât să demonstreze că devin oameni noi. Și o mulțime de chestii de-asta de gargară, știți? Dacă ar fi să te situezi pe scara unor valori puse între 1 și 10. Și dumneata, unde te crede că ești? I-a spus Țurcanul lui Angelescu. Eu pe mine nu mă pot clasifica, dar pe dumneata te pot clasifica. Nici la 0 nu ești. Ești o nulitate. Ei, în momentul ăla, Țurcanul a scos un strigot, te iei! Și așa a început bătaia. Toți erau în diverse puncte. Aveau fiecare, aveau responsabilitățile lor. Au apărut bâtele, au apărut, toate erau ascunse pe dedesubt. Știți, deci cei care au venit ulterior, care ne-au tras de limbă, ei aveau bâte pe care noi nu le-am văzut. Dar ulterior am aflat, unul din lotul Plapșa, care a fost, el a văzut bâtele, că erau pe sub paturi. Erau băgate. Ei prima dată și-au imaginat că sunt pentru susținerea saltelelor. Și dimineața, când ne sculăm, așa e condiție bună, domne. În faza întâi. Dimineața când ne sculam, ne lăsam la marginea patului și întreba, care din voi are ceva de demascat de spus? N-am știut întâi ce înseamnă asta. Dar ne-am prins după aia când unul s-a drept, tovarășe Țurcanu, banditul din mine, până acum a tăcut, dar nu mai pot, trebuie să vă spun. Banditul Manciu mi-a spus că sunteți o țeată de indivizi pervers aici, de oameni anormali, dacă puteți să vă purtați așa. Care este la Mamanci, ăla de lângă el? Ăsta era trucul care îl folosea, mai ales cu noi veniți. Te așeza în câte doi și ăla de lângă tine să scrieze neîncrederea în tot ce va urma de acum încolo. Ce ne facem, tovarășe, ce ne... Ia vină încoace, Manciule. Tu ești, mă? Ce ești, nu, mă, limbricule? Păi mă iau cam de ca așa cum. Unul mititel așa. Dom'le, n-am văzut, am fost în reeducare un an de zile. S-am trecut prin două, trei camere grele. Încă n-am văzut un om ca respectivul. Nu se poate spune că unii când le spune așa, aia, de inconștient, nu inconștient, domnule. Dumnezeu, de o curățenie sufletească așa de mare, că nu putea să conceapă, domnule, și nici nu putea, nu că nu, la el nu era sfidare, nu era frondă, nu era
luptă, cum să spun, de politică, de... era de om, domne. Și când am zis, ce i-a spus, mă? Da, domne. Pentru că actele care le faceți nu sunt acte, domne, de om normal. Cum, mă, noi nu suntem om? Job, dai. Da, întâi de toate, dumneatale, cu ce drept mă bați, domne, dumneatale, pe mine? Nu ești deținut, domne. Iar Țurcanu avea loviturile astea când te trântea jos, de sărea cu picioarele pe tine, te lovea în ficat. Erau niște lovituri îngrozitoare. N-ajungeai să le mai simți tăria pentru că leșinai de durere. Te anesteziai de leșin. Nu mai simțeai. De multe ori te întrebi, atunci, știi, întrebam, eram așa de urâți, așa de pulciți, așa de schimonosiți, așa de strâmbați încât Quasimodo, vestitul Quasimodo din așa povestirile Duma, era parcă mai frumos decât eram noi. Fără dinți, cu gura strâmbă, cu ochii unul umflat, altul nu, cu o falcă strâmbă, cu, eu știu, o parte umflată cu alta. Eram așa de urâți, așa de... încât ne făcea impresia că toți avem pe față câte o mască, că nu mai eram noi din cei pe care ne știam. La un moment dat, Țurcanu s-a repezit la ușă, a bătut în ușă și a cerut ajutor că ne omoară ăștia. Gardienii, ca prin farmec, erau acolo, am intrat și după câteva clipe a venit și directorul. Cine-s ăia? Și ne-am despărțit. Aia cu reeducarea și aia care nu. Directorul a întrebat. Care sunt numiții nominal? Și pentru că eu fusesem șeful unui lot și introdus recent în camera 4 spital, m-a numit pe mine. Directorul și-a dezbrăcat vestonul, a rămas numai în cămașă și a început să mă bate. În așa fel încât eu n-am putut decât să mă târăsc până la locul meu de piprici. Ori vă dați seama când vezi pe directorul închisorii că el însuși te bate în rând cu ceilalți care te-au bătut mai înainte, însemnează că nu mai ai nicio șansă de a scăpa. Că nu mai este nici o autoritate care ea te poți adresa. Nimic. Și Dumitrescu întreabă așa cu aspect democrat, intelectual. Eh, băieți, cum vă simțiți? Ce faceți? La care bățină după marginea priciului, zice, domnule comandant, aș vrea să vă raportez ceva aici, poftim. La care bățină îi spune, zice, domnule, există un principiu de drept roman care în latină glăsuiește non bis in idem. Dumitrescu, care era întâmpit și nu știa despre ce treabă, ce vrei să spui? Zice, nu se poate da pentru aceeași culpă două pedepse. De ce suntem pedepsiți aici? Am fost odată condamnați, ascultă aici, i-a răspuns Dumitrescu, te sfătuiesc să te potolești dacă vrei să nu ieși de aici, din camera asta, cu picioarele înainte. Ori această demascare începea întotdeauna. Ce n-ai declarat la securitate, se declară aici. Deci am dedus de aici că securitatea era prima interesată ca să afle lucruri pe care
unii dintre noi le-au putut ascunde față de prima anchetă. Iar duritatea acestei demascări consta în faptul că, nefiind de obicei singur închis pentru o faptă singulară, ci într-un grup, puteai să omiți anumite lucruri de pe care le știa altul. Nu s-a putut ascunde decât lucrurile pe care le-a știut individul singur. Acolo s-au scris mii de pagini, nu sute, mii de pagini. S-au scris și pe, s-au dat declarații și pe hârtie de sac. S-au tăiat hârtia de sac, așa, știți. Sacii ăștia de, cum îi zice, de hârtie, aveau mai multe straturi, știți, ca să aibă rezi. Se tăiau ca și foaia de chestii și pe aia se scria. Țurcanul te punea, scrie. Și vă spun eu cred că am dat câteva sute bune de declarații. Începea după aceea adevărata reeducare. Și adevărata reeducare era consta în aceea că trebuia tu să te autodemaști, să spui toate păcatele, dacă le aveai sau nu le aveai. Și mai mult, să fabulezi. Asta era elementul cel mai important, să fabulezi. Și să spui despre părinți că au fost, să spui despre prieteni că au fost, despre cunoștințe, despre fete că erau, mă rog, depravate, că erau un fel și chip. S-a dat o amploare nemaipomenită încât la un moment dat, chiar că nu mai știai, între adevăr și minciună, fabulație, care o fi adevărul. Ajungeai la momentul acesta și de multe ori ajungeai la contradicții. Și bineînțeles că țurcanul te sancționa, te bătea îngrozitor pentru acest lucru. Da. Și a venit Ghica, da, la Ghica era. Și zice, măi, banditule, să-ți faci tu acum un mod serios de mascarea familiei. Să spui tu așa, măta cu ție, țigan s-a culcat, că știi tu, că și tu doar noi spune că fie alu tatăl ăsta, că tatăl ăsta parcă mai arată mai bine, nu știu. Și tatăl ăsta spui, câți frați s-a lăsat, mă, printre țigățele acolo, că asta era pe ocuparea voastră. Zice, domne, ce mai vreți, domne? Mi-am bătut joc de mine, domne. Mi-am bătut joc de mine cât ați vrut. V-am spus erau, e, nu pot spune, domne, de tata lucrurile astea. Nu pot spune, domne, de tata minciunii. Tata a fost un om așa și așa. Dom'le. Pentru moment a fost o chestie așa. Știți ce m-a impresionat cel mai mult? Când unii au recunoscut, au afirmat că au trăit cu sora sau cu mama sau... Sunt lucruri care, repet, minții mele scapă. Sunt pedelături. Pentru că din toate vremurile, din tot ce este activitate umană, indiferent cum a fost sau n-a fost, mama ocupă în mintea și în sufletul fiecăruia un loc aparte. Dom'le, vorba alea, eu când vreau să flășor, eu când mă doare, țip, dom'le, țip, tot ce tot. Dom'le, și asta a ajuns partea, numai asta mă frățea câteodată să nu mai țip. Partea cea mai umilitoare pentru mine, dom'le, îmi punea piciorul pe gură. Țip, dar nu spun ce vrea el să țip. Dar te spune, mă doare, dom'le, dacă mă doare, da. După faza asta, ca să spun mame, am trecut și eu la celălalt. M-au bătut, tot, cam, nu știu dacă pe toți la fel, pe unii mai cu ură,
Eu, care, cum am spus în genere, nu sunt tipul de frondă. Dar nu sunt tipul să cedez. Asta nu știe, dar nu sunt tipul de frondă. Și când mă doare, țip. Iar cei de sus, de pe priciuri, când venea seara, după masa de seară, s-apucau să cânte. Știți? Cântece progresiste. Știți? Cu Măreața Uniunii Sovietică, cu marșul de pe șantierele tineretului din țara noastră, cu steagul roșu, bandera rosa și alte cântece. Eu odată am mâncat o bătaie pe de gratis. De felul meu sunt un om mai tăcut. Deci. Și după ce am mâncat această bătaie, repet, pe de gratis, am întrebat. De ce am fost bătut? Răspunsul m-a turtit. Pentru că ești un om deștept. Nu pot să-l condam pe unul că a ajuns să-și spună și țâța care a subt-o în viața lui. Iertați expresia, dar așa a fost. Că pentru a scăpa din aceste încurcături mai să și inventa. Și erai bătut și pentru aceste invenții care erau false. Ia, vezi că ăsta minte. Ia fără să nu mai mintă. Și te punea să bați. De exemplu, îi dădeam o palmă care semăna mai mult cu mângâierea decât palma, știți? Adică, atunci țurcanul mi zice, bă, asta e palmă? Dă-i metul înapoi, arată cum e o palmă. Așa. El o dădea înapoi, dar dădea ceva mai tare decât i-am dat eu. Asta categoric. Ceva mai tare. Atunci ăsta spunea, măi, asta e palmă? Și tu faci tot ca el. No, hai că ți-arăt eu cum să dă palma. Și venea la mine, de exemplu, și îmi dădea o palmă de vorba aia. Zburam de acolo, știți, așa, chestii. Și atunci spunea, no, arată-i lui cum să dă palma. De la mine. Bineînțeles că eu îl pocneam și pe ăla, că eu am primit din cauza lui o palmă în locul lui. Îl dădeam înapoi. E, la 3-4 chestii de asta. Erau palme, într-adevăr, grele. Așa ne-au învățat să ne batem noi între noi. Te durea, după ce te sfăcea picioarele bute, de nu mai putea intra în niciun pantof, nicio gheată, așa, după aceea te punea să alergi, te trimitea la Hârdău, la Hârdău. Da. În cameră era un hurdău pentru necesități și un hurdău pentru apă. Lângă hurdăul de necesități, turnau apă pe jos, puneau o cârpă udă și tu, după bătaie, trebuia să alergi pe cârpa udă ca să te sufle picioarele. Era a doua durere fizică. Pentru că îți făcea impresia, după ce te sensibiliza așa de rău la tălpi, așa, alergatul pe, călcatul chiar, era a idoma călcatului pe cuie sau pe sticlă. Așa de sensibile deveneau tălpile, ori să alergi pe tălpi, era îngrozitor. Îți venea să urli, îți venea să nu știa ce să faci, dar erai obligat, erai lângă tine, era plantonul care dacă nu alergai, era obligat să te lovească, așa, și tot timpul până când o jumătate de oră trebuia să alergi, până când venea altul la rând. M-a impresionat foarte puternic, mi se pare că era șeful unei grupări legionare, un om care n-a mărturisit absolut nimic și care a primit
în permanență aceste bătăi îngrozitoare, trăia într-o comă nesfârșită, Nedelcu se numea. Nedelcu se numea. Omul ăsta n-a mărturisit nimic. Nici ca demascare exterioară, nici ca una interioară. Acest om m-a impresionat profund. Am constatat că dacă nu te gândești sau nu reacționezi la bătaia pe care o primești, traversezi cu mult mai multă ușurință bătaia. Adică mă gândeam la altceva, nu mă gândeam la chestii că se dă în mine. Ca exemplu să vă spun, vedeam cum îmi țâșnește sângele pe perete. Știți, când mă izbeau și îmi puneam întrebarea, e sângele meu? Dar primeam imediat două lovituri și confirmarea că e sângele meu. Dar mergeam mai departe, da, e sângele meu, da, da, mai durează. Dar parcă nu simțeam lovitura, parcă, nu știu. Vedeți, bătaia, dar nu într-o bătaie cineva te oblojește, cineva spune o cârpă udă, cineva îți curăță sângele. Ori la noi nu puteai, cine să te oblojească, cine să spună o cârpă udă? Și atunci sângele se închega pe tine, sângele se transforma în crustă și durerea devenea și mai mare. Și o șezut în poziție după ce te bătea, te înțepenea. Stai acolo și nu mai puteai nici să miști. Încă la un moment dat parcă voiai să te miști, dar cum să te miști? Te mișcai la jmotru și la jmotru acolo, mă rog, uitai că sângele se lipește sau lipește sau că ai spatele, ai fundul. Păi era renumit Pop Cornel pentru faptul că era omul fără fund din cauza bătăilor pe care le-a primit din partea lui Țurcanu, așa rămăseze fără fund. Dispăruseră fesele, era numai os. La masă când venea, la masă, banditul, Gheorghiu, cu ăla, o mâncau în genunchi și cu mâinile la spate. Hai, mai repede, terminați asta. Dom'le, eu mănânc încet de felul meu, am mâncat încet, întotdeauna. Nu știți cum sunt, unii mâncă repede, mai încet. Dar și acum fac glume, când mai dacă nu m-a făcut Țurcanul să mănânc mai repede. Lăsați-mă repede, asta de felul meu de a mânca. Dom'le, bătea că rămâneam întotdeauna ultimul și l-am mâncat așa cu gură. Cum rămâneam și când îmi dădea gamela în mână și mâncam. Cum? Tu n-ai terminat urmă? Mai îmi dădea peștea pe gură. Dar mâncatul ăsta de jos, cu aia fierbinte și din gură așa, tot era umilință însă, domne. Eugen Țurcanu s-a născut într-un sat de munte din Bucovina la 8 iulie 1925. În momentul arestării era student în anul 3 la Facultatea de Drept din Iași. Deși era înscris în Partidul Comunist și a urmat o școală diplomatică de partid, a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru că nu și-a declarat activitatea politică din adolescență. Orbit de ura pentru cei care l-au denunțat și dornic de a-și demonstra atașamentul față de comunism, Țurcanu a căutat să se facă util regimului din primele zile. După ce s-a convins de seriozitatea lui, securitatea l-a preluat și i-a cerut să obțină informații de la colegii deținuți, indiferent de metodele folosite. Țurcanu, ca fizic, putea fi comparat cu orice om bine făcut, nu în închisoare, ci și în libertate. Era voinic,
foarte bine făcut. Nu era foarte înalt, dar era bine făcut. Avea o înălțime mai mult decât cea medie, ca să o luăm așa. Avea niște umeri largi și avea o forță în mâini, se pare incredibil. Avea o palmă, știți așa, în comparația mea, era ca o lopată. Știți, dracu știe, parcă și lipicioasă, cum s-ar spune. Când îți dă o palmă, parcă se lipea palma de obrazul tău. Dar te ții trăbălea pe jos. Avea o forță extraordinară. Eu am văzut o chestie când l-a prins pe unul de gât și l-a ridicat în sus. Și l-a ținut așa în mână. Era un tip arogant. Arogant prin felul că sfida tot. El era stăpânul a tot ce viețuia acolo. Așa. Că era și un tip deștept, avea o memorie formidabilă, avea o inteligență sclipitoare, însă toate erau diabolici. Îmi face impresia că, în afară de ură, el ura mișcarea, ura pe cel care i-a destrămat visele. El n-avea prieteni, nu râdea, n-a văzut odată cineva pe el râzând. Avea momente când stătea la geam și puteau să-i se vadă și lacrimi câteodată. Dar pentru noi care eram prezenți în cameră când el avea asemenea momente, ne gândeam la nenorocirea ce urmează. Fiindcă întotdeauna când avea asemenea momente, se întorcea și avea o brutalitate ieșită din comun. Nu făcea alegere. Cine ieșea în cale, era nenorocire. Și spunea că își aducea aminte de fiica sa. Și atunci îi spunea, numai din cauza voastră sunt aici. Mă, bandiților. Cei care îl cunoșteau, în momentul când el se uita pe geam și plângea, se ascundeau pe unde puteau. Să nu iese în cale cum. Că indiferent, putea să fie de-ai lui. Era în nenorocire. Ăsta era el. O bestie veritabilă. Greu de înțeles și greu de iertat. Greu de iertat. Cel mai straniu amestec de crimă și de omenie. Țurcanu a fost văzut de mai mulți tineri foarte omenos. Deci, exemplarul de regnul animal numit om este cel mai complex, cel mai greu de înțeles, pentru că omul este singurul regn animal care are liber arbitru. Omul poate să fie la nivel uman, să coboare sub nivel uman, pe când animalele, niciodată un animal nu va coborâ sub nivelul lui, câine rămâne câine. Deci acest liber arbitru dă posibilitatea ca orice om să-și aleagă calea între abis și rai. Este foarte greu. În mod normal, criminal ordinar. Acest criminal ordinar s-a căit înaintea morții. Și ce se întreba dacă Dumnezeu îl poate ierta. Deci, eu nu fac caz de creștinism, dar consider, din punctul meu de vedere, că normal să-l ierte Dumnezeu, Dumnezeu o să-l judece. În
bătaia îți determina o sete teribilă. Nu mai puteai. Și atunci, fie că îți dădea să bei urina proprie, dacă exista urină, data proprie, fie altuia. Sau trebuia să-ți faci necesitățile, spunea față gamela. Și aveai gamela. Ce se întâmpla? La 12 vine masa. Polonicu era, cum să vă spun, capacitatea unei gamele pe care o aveam fiecare. Așa. Dacă umpleai gamela cu necesitățile respective, sau oricu cât ai fi umplut, el îți dea polonicul. Același polonic ți-l dădea. Dacă era prea mult, se vărsa înapoi în chiblă. Diferența. Sau dacă nu, vorba aceea, rămâneai cu aia. Dar noi, înfometați cum eram, preferam că nu cu ciorba aia cum era, așa, preferam să mâncăm ciorba ca ciorbă și nu cu fecalele în loc. Și mâncam fecalele înainte. Înainte de a veni. Curățam fecalele. Că oricum ajungea în stomacul nostru. N-am fost supus la toată gama, că e o gamă foarte largă, domnule. Domnule, de atrocități, de animalisme, de imposibile aspecte de povestite, ceva îngrozitor, domnule. Nu e vorba numai de fantezia acestui bestii care se chema Eugen Surcanu. E vorba de situația creată și care n-a fost analizată, condamnată și categorisită așa cum a fost bestială. Pentru că de la un ateu, de la un necredincios, nu poți să aștepți altceva decât degradare și ură. Ură. Vedeți, asta e o problemă foarte, foarte spinoasă. Ura. Ana Paucor zicea să urăși fierbinte, tovarășe. În ziua de Paști s-au făcut niște pregătiri speciale. Cu o zi înainte, din săpun, s-au colectat săpun, mai așa, mai cu forța, mă rog, s-a colectat săpun și s-a făcut un organ de ăsta, sexual. Prima dată n-am știut despre ce este vorba. Dar de ziua de Paști am văzut. Am avut un student de la teologie care a pus pe chiblă, sus, pe capacul de la chiblă și făcea cu minecătură. Drept cruce avea acel organ. Imitat perfect. Trebuia să te duci să faci cu minecătură. Îți dădea pe vârf de lingură, îți dădea niște fecale și trebuia să pupi. Acel loc de cruce. Se vorbea despre Mântuitorul ca despre om și era bajocorit. Se vorbea despre Fecioara Maria ca de o femeie oarecare și era bajocorită. Și întrebarea era, a fost veșnică. Mai crezi în Dumnezeu? Pentru că acest Dumnezeu
era pentru ei o preliștea care nu ne lăsa pe noi să ne transformăm. A crede în Dumnezeu însemna că totuși nu le-am lepădat de tot putregaiul. Ce faci, banditule? Să faci semnul crucii cu limba? La ce s-a ajunsesc? Au pus problema la un moment dat. Că de ce tocmai eu? Că Dumnezeu de mine nu are grijă. De ce mă las? Argumentul că Dumnezeu te încearcă nu era valabil pentru ei. Scara de coborâre în iad e foarte greu de mărturisit astăzi. Foarte greu de apreciat. Pentru că pentru fiecare, de la caz la caz, un cuvânt spus sau o injurie sau, eu știu, o vorbă urâtă pe care, prin care te umilea, putea constitui o cădere, o cădere în prăpastie, o cădere în degradare. E real, domnule. Pe ăsta l-am văzut eu. O zi și jumătate sau aproape două zile a stat pe tinetă într-un picior, dar cum? Nu-l lăsau, domnule, cădeau, îl puneau iar în picioare, iar... Și nici acum nu pot să-mi explic. Stând rațional acum, și eu spune, hai mă că nu e posibil. Și tot ce s-a fost, a fost, și omul a fost atât de disperat, că n-a mai putut, că într-o zi, când a venit mâncarea, hârdeu ăla mare, fierbinte, în mâncare, polonicar era Măgirescu, când a venit rândul lui la mâncare, a vrut să se bage cu capul un hârdeu ca să se omoare, știi? În metodul de așa m-a vrut să-l capul un hârdeu. Măgirescu a băgat polonicul, s-a apucat de la prins. L-a prins și l-a întors. L-a întors și l-a răsturnat. Dom'le, omul ăsta, pe loc, uite așa a făcuse niște umflături aici. Și asta, desigurat, de mea nu mai știu. Și atât am fost bătut, până la un moment dat n-au mai avut ce face cu mine și m-au băgat în hârdou cu murdării și m-au botezat. E, aici, după acest botez, în mine s-a rupt așa o coardă și am început să nu mai conștientizez ce e în jurul meu. A fost, vezi, să zice că din demascare nu puteai scăpa decât sau cedai sau murei. A mai fost și a treia cale, a nebunirii. Am trăit eu această cale, această situație, am înnebunit. Într-o semi-nebunie, nu știu cum am fost, dar n-am mai știut. Câtva timp de mine, pentru că nu mai știam. Bate în jurul meu, curge sânge, nu mai participam. Un element îngrozitor a fost și faptul că la anchetele acestea care... La bătăile pe care suportau camarazii tăi, frații tăi, erai obligat să participi. Pentru că nu erai izolat undeva. Pacima la uzai. La uzai cum îl bate, cum îi dă, până când omul leșina, până cum... Au început lucrurile foarte grave. Dintre ele a fost asasinarea acestui student medicinist de care am scris, Pintilie. Stăteam, el era în dreapta mea, pe marginea priciului. Și deodată era turcanul, în capul celălalt, urmărea. Și au venit niște servanțe din ăștia, niște ordonanțe, așa, cu două gamele, cu soluții supra-saturate de sare. În hârdaile acelea, în care au niște murături de la căsărmile lor, de unde mâncau, tot ce se adunase sare și tot acolo, ne-a pus în cele două gamere. Și
vine întâi la Pintelie și îi spune, bea, bandițele, bea. M-am uitat clar la Pintelie. Era foarte conștient. Probabil s-a adunat prea multe și era soluția finală. A luat gamela, m-am uitat bine la el, a pus-o la gură cu o tărâre și a băut-o toată. Știam că la unul din ei aveau, nu știu ce, un borcan, nu știu, nu mai aduc aminte exact de sticlă. Și când am trecut, l-am luat și când am venit și m-am băgat iară când știam mai mult, l-am spart, ușor ca să mă se audă, și mi-am tăiat vinele așa în partea asta și am trebuit și în partea asta. Și am stat liniștit. Ghinionul a fost că ăla care venea după mine a venit și eu, presim cum stăm întins așa, nu putea să treacă și a ieșit pe acolo. Cine-s bandică între tot? Păi, Gheorghiu, ieși, mă! Și ieși și s-a băgat după mine și m-a tras de picioare și m-a văzut cu mâinile sânzele curgând. În fine, s-a repezit, erau acolo vreo doi doctoranți, adică doctori, cum le spunea, dar erau tot prin anul 4 anțeles de medicină. S-a repezit, nu știu exact ce mi-a făcut la mână, nu mi-amintesc. Și atunci sunt, m-a băgat la colțul nebunilor. Și colțul ăsta nebunilor spune, e o chestie, a venit țurcan după un timp. Ei a venit bani nicio afară. Deci, m-a luat și m-a dus afară să-l consum. Și el m-a luat de gheață. Ce crezi, mă, că mă impresionez, mă? Ce crezi, mă? Nu mor, mă! Nu mor când vrei tu. O să mor după ce tor tot din tine, ce tu crezi că scap? Și, dar nu mă izbea tare prin bute, să nu, dar nu mai m-a ținut așa sus mai mult, nu știu? Dar nu. Zic, domnul Țurcan, nu mor când vreau eu, credeți, dar nu mai pot. Eu într-o zi mă repet în gâtul cuiva și mor împreună cu el. Țurcanul s-a dat seama de un lucru pe care și noi ne dăm seama târziu. Dom'le, când ajunge omul ăsta de disperare și face un dezescalare, după aia nu prea mai are și nu prea mai interesează ce se întâmplă. Și programul care l-aveam câțiva, el, eu și încă așa, era cum venea deșteptarea, în genunchi și cu o cârpă în față, camera aceea lungă, spațiul acela, un dreptunghi foarte îngust, în permanență să spălăm, să frecăm betonul acela. Dar asta între ciomegile care le loveau, pe cine loveau, și la un moment dat, l-aud pe Măgire, sau nu știu pe cine spune, spune lui Nicolae Popa, cel care a scris cartea asta de Iadul, nu știu ce, spune, urcă-mă pe el, am mâncat prea mult timp cozonac, ce cozonac am mâncat eu în colegiile militare, și sigur să ai pe cineva în spinare și dacă cădeai, te podidea în ciomege, știi, și era cât pot resta meritoriu pe Nicolae Popa, că făcea eforturi, se mai ridica pe vârfuri puțin așa, era meritoriu, așa. Dar, ca o constatare personală, ca o chestie de asta, nu știu de ce și cum, dar vă spun, eu simțeam acest lucru. Nu simțeam durerea niciodată când mă bătea un prieten. Și știți de ce? Aveam această intuiție că în ultima fracțiune de secundă ăsta s-o oprea. Adică avea o ezitare să continue. Și nu primeam lovitura aceea cu ură. La un moment dat sunt pe marginea preciului, după ce am început să-mi revin eu, așa, am căzut jos.
obosit, frânt, nu mai știu. Sare mărtinuși. Banditule, dorm. Eu așa, iute, ce să zic ceva, trebuie să zic ceva. Nu, domnul șef, nu, că zic, mi-e rău. Păi ce ai? Zic, am dezinterie. Fără să conștientizez ce înseamnă, știi? Am zis, iute, așa. El se duce la Ioniță, Ioniță era cu câteva locuri mai încolo pe prici. Ce, doctore, mâine dimineață îți duc să vezi dacă are dezinterie. Eu ce să fac? Când atunci m-am trezit, știi, când a zis că să mă controlez. Toată noaptea m-am gândit ce să fac, ce să fac. Și am făcut. Ce am făcut? Dimineața, când ne-a scos la WC, pe o bucată de cârpă m-am scobit în dinte și am dat sânge. Da, eu fără să conștientizez că sângele curat e roșu aprins, cel uzat e brun, e închis. Doctorul Ioniță se uită la mine. Eu mă uit la el. Am tăcut amândoi, așa preț de câteva clipe am trecut. Și eu am zis, domnule, dacă mă spune, capătă mai departe bătaia. El de asemenea, ce vrea n-aie? Să mă încerce? Zice, dacă eu spun ca el, dar el mănâncă bătaie și e obligat să spună. Și tot el zice, nu, după câtă bătaie a mâncat, după cât a rezistat, nu mă spune. Se duce la Mărtinuș și îi spune lui Mărtinuș, domnule, dacă nu-l lăsați pe omul ăsta în pace, în trei zile moare. Gândiți-vă o cameră dreptunghiulară în care laturile lungi, mai puțin cea de la intrare, era ocupată de priciuri. Iar partea din stânga a laturii de fund, latura mică, avea ferestre și pe ferestrele astea se vătea o biserică, crucea unei biserici. Așa arăta patru spital. Crucea aia mie mi-a dat viață. Mi-a dat viață pentru că alcătuia pentru mine un moment de respiro odihnitor, de refacere. Pentru mine, creștinismul și valorile lui n-au fost o joacă. Și de ce n-au fost o joacă? Pentru că dintre toate religiile, dintre toate curentele filozofice care sunt expuse, unul singur a spus aici pe pământ, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și omul acesta desăvârșit a fost Iisus. Decizia regimului de a exporta acțiunea și în alte închisori a favorizat oprirea ei totală spre sfârșitul lui 1951. Informații despre torturile din penitenciare începuseră să apară inclusiv peste hotare, iar Partidul Comunist nu își putea risca aparența de stat democratic. Prin urmare, în intervalul 1954-1957, a regizat trei procese prin care a dorit să demonstreze că demascările au fost un sistem conceput și pus în practică exclusiv de către deținuții politici. În urma unei farse judiciare, în procesul Eugen Țurcanu au fost condamnați la moarte 22 de studenți, acuzați că au practicat torturile pentru a compromite regimul. Mai mult de jumătate dintre aceștia fuseseră ei înșiși victime. Al doilea lot a fost format din ofițeri implicați în acțiune, în frunte cu directorul închisorii Alexandru Dumitrescu și colonelul de securitate Tudor Sepeanu. Ei au fost condamnați la pedepse între 5 și 8 ani de închisoare pentru favorizarea infractorilor, dar au fost grațiați imediat după proces. Adevărații responsabili pentru masacrul de la Pitești nu au fost nici măcar acuzați, deși toate probele de la dosar îl indicau pe șeful securității, Gheorghe Bindilie. Cu toate că deținuții erau păziți să nu se sinucidă, scopul principal fiind distrugerea fizică și morală și nu simpla exterminare,
Violența scăpată de sub control a condus la moartea a câtorva zeci de persoane. Din cei 600 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani, vârfurile studențimii românești, cel puțin 11 au murit în demascările de la Pitești. Nimic din aspectul clădirii fostei închisori din Pitești nu te face să crezi că ea a găzduit o acțiune atât de macabră. Privită din exterior, ea pare o clădire banală. Desființat ca penitenciar în 1977, doar un corp al clădirii mai păstrează atmosfera care aduce aminte de regimul de detenție din primii ani ai comunismului. Alte părți ale edificiului sunt astăzi sedii de firme private. Camera 4 spital a fost complet renovată cu ani în urmă. Nu regret nimic. Nu regret nimic. Pentru că n-am făcut niciun rău nimănui și nu mi-a fost pus în cap niciodată să fac cuiva vreo răutate. Am fost crescut în credința lui Dumnezeu și în dragoste de țară. Nu pot să reneg aceste două mari, eu știu, două mari axe pe care trebuie să meargă omul. Pentru că crucea nu e altceva decât acest lucru. Pe verticală, ideea de Dumnezeu și orizontală, dragostea de neam. El trebuia să fiu colonel la 27 de ani. Eram în fruntea promoțiilor, în oficii, cu dispensă în vârstă de 2 ani. Eram un om al nostru. Pușcăria și suferința, dacă o accepți, acceptarea suferinței îți deschide niște porți extraordinare, o altă lume. Foștii pușcăriași, foarte mulți din ei, dacă stai și mai intim cu ei, o să dai seama, oameni de vârsta lor, dacă îi pui alătura, este ceva care îi diferențiază. Acceptarea suferinței este legea de aur a creștinismului. Dacă dreptatea unui individ sau unui grup de indivizi nu este subordonată dreptății neamului întreg, nu se poate face nimic. Puneți-mi lanțuri și cătușe, să suneți scrâșnetul hain și mii de lacăte la ușe. Eu cum am fost așa rămân, surpați asupra-n mânt și ape, puteți chiar să mă spânzurați cu grele negre tână coape. Credința n-o să-mi sfârmați. Târâți-mă de presuri șanțuri și îngropați-mi trupul stins. Eu sunt ca făt frumos din lanțuri. Puterea dânși de neînvinți. Puteți să năpustiți tot iadul, ca să mă frângă până miez. Eu stau în viscole ca bradul și tare. Un tip arogant. Arogant prin felul că sfida tot. El era stăpânul a tot ce viețuia acolo. Așa că era și un tip deștept. Avea o memorie formidabilă, avea o inteligență sclipitoare, însă toate erau diabolici. Îmi face impresia că, în afară de ură, el ura. El ura mișcarea, ura pe cel care i-a destrămat visele.
El n-avea prieteni, nu râdea, n-a văzut odată cineva pe el râzând. Avea momente când stătea la geam și puteau să-i se vadă și lacrimi câteodată. Dar pentru noi care eram prezenți în cameră când el avea asemenea momente, ne gândeam la nenorocirea ce urmează. Fiindcă întotdeauna, când avea asemenea momente, se întorcea și avea o brutalitate ieșită din comun. Nu făcea alegere. Cine ieșea în cale era nenorocire. Și spunea că își aducea aminte de fiica sa. Și atunci îi spunea, numai din cauza voastră sunt aici. Mă, bandiților. Cei care îl cunoșteau, în momentul când el se uita pe geam și plângea, se ascundeau pe unde puteau. Să nu iese în cale cumva. Că indiferent, putea să fie de-ai lui. Era în nenorocire. Ăsta era el. O bestie veritabilă. Greu de înțeles și greu de iertat. Greu de iertat. Cel mai straniu amestec de crimă și de omenie. Țurcanu a fost văzut de mai mulți tineri foarte omenos. Deci, exemplarul din regnul animal numit om este cel mai complex, cel mai greu de înțeles, pentru că omul este singurul în regnul animal care are liber arbitru. Omul poate să fie la nivel recunoscut, au afirmat că au trăit cu sora sau cu mama sau sunt lucruri care, repet, minții mele scapă. Sunt pe delături. Pentru că din toate vremurile, din tot ce este activitate umană, indiferent cum a fost sau n-a fost, mama ocupă în mintea și în sufletul fiecăruia un loc apartă. Dom'le, vorba alea, eu când vreau să flăjă, eu când mă doare, țip, dom'le, țip. Și fac tot ce tot. Dom'le, și asta a ajuns partea, numai asta mă frățea toată să nu mai țip. Partea cea mai umilitoare pentru mine, dom'le. Îmi punea piciorul pe gură. Țip. Dar nu spune ce vrea el să țip. Dar te spune, mă doare, dom'le, dacă mă doare, da. După faza asta, ca să spun mama mea, am trecut și eu la celălalt. M-au bătut, tot, cam, nu știu dacă pe toți la fel, pe unii mai cu ură. Eu care, cum am spus, în genere, nu sunt tipul de frondă, dar nu sunt tipul să cedez. Asta nu știe, dar nu sunt tipul de frontă. Și când mă doare, țip. Iar cei de sus, de pe priciuri, când venea seara, după masa de seară, s-apucau să cânte. Știți? Cântece progresiste. Știți? Cu Măreața Uniunii Sovietică, cu marșul de pe șantierele tineretului din țara noastră, cu steagul roșu, bandera rosa și alte cântece, știți? Eu odată am mâncat o bătaie pe de gratis. De felul meu sunt un om mai tăcut. Deci, și după ce am mâncat această bătaie, repet, pe de gratis,
am întrebat, de ce am fost bătut? Răspunsul m-a turtit. Pentru că ești un om deștept. Nu pot să-l condamn pe unul că a ajuns să-și spună și țâța care a supt-o în viața lui. Iertați expresia, dar așa a fost. Tu e să te potolești dacă vrei să nu ieși de aici, din camera asta, cu picioarele înainte. Ori această demascare începea întotdeauna, ce n-ai declarat la securitate, se declară aici. Deci am dedus de aici că securitatea era prima interesată ca să afle lucruri pe care unii dintre noi le-au putut ascunde față de prima anchetă. Iar duritatea acestei demascări consta în faptul că, nefiind de obicei singur închis pentru o faptă singulară, ci într-un grup, puteai să omiți anumite lucruri pe care le știa altul. Nu s-a putut ascunde decât lucrurile pe care le-a știut individul singur. Acolo s-au scris mii de pagini, nu sute, mii de pagini. S-au scris și pe, s-au dat declarații și pe hârtie de sac. S-au tăiat hârtia de sac, așa, știți. Sacii ăștia de, cum îi zice, de hârtie, aveau mai multe straturi, știți, ca să aibă rezi. Se tăiau ca și foaia de chestii și pe aia se scria. Țurcanul te punea, scrie. Și vă spun eu cred că am dat câteva sute bune de declarații. Începea după aceea adevărata reeducare. Și adevărata reeducare era consta în aceea că trebuia tu să te autodemaști, să spui toate păcatele, dacă le aveai sau nu le aveai. Și mai mult, să fabulezi. Asta era elementul cel mai important, să fabulezi. Și să spui despre părinți că au fost, să spui despre prieteni că au fost, despre cunoștințe, despre fete că erau, mă rog, depravate, că erau un fel și tip. S-a dat o amploare nemaipomenită încât la un moment dat, chiar că nu mai știai, între adevăr și minciună, fabulație, care o fie adevărul. Ajungeai la momentul acesta și de multe ori ajungeai la contradicții și bineînțeles că țurcanul te sancționa, a fost așa de intens, așa de puternic, încât niciunul n-a suflat o vorbă să știm cine este. Doar atunci a apărut, când a zis țurcanul pe ei, așa ne-am pomenit toți înconjurați de unul, de altul, ne-am pomenit loviți, ne-am pomenit cu lovituri. Și șocul cel mare a fost că cine ne-a dat loviturile? Prietenii noștri, frații noștri. Asta a fost lovitura, șocul cel mare pe care l-am trăit. Pentru că în același timp, pe lângă lovitura fizică, dar se producea și o lovitură psihică, șoc, a durat. A durat cât a durat, ore, câteva ore întregi a durat și în momentul când a zis gata, toată lumea s-a oprit, dezbrăcarea la pielea goală, ne-a dezbrăcat la pielea goală și nu ne-a lăsat decât o cămașă și o izbană și acum totul treceți în poziție. Când am trecut în poziție, de asta vă spuneam, pe jos a rămas un urman, lac de sânge, din fiecare țâșnea. Pentru că bătaia n-a fost ceva organizat. Îți zădea în cap, că îți zădea în cap, că îți zădea în gură, în ochi, că îți scotea ochiul, că unde îți zădea, nu conta. Tot a fost să lovești, să produci acest șoc, să paralizezi. Deja puterea, să instala puterea,
puterea lui Țurcanu s-a instalat și victimele deveneau tot mai mici și tot mai neputincioase. Eram un grup destul de numeros, iar băieții erau elevi, deci nu erau studenți și ei vor pleca din Pitești. Așa. Și atunci, ca și cum n-ar fi știut, au fost întrebați, cine este șeful? Toți s-au uitat încurcați, iar am spus eu. Era o chestie fără ieșire, adică nu se poate ieși din treaba asta. Iar omul de care vă vorbesc era un tip mai înalt, așa, decât restul, mai bine legat. Și i s-a spus lui, ăsta vă este șeful? Ăsta v-a dus pe voi, v-a convins pe voi să faceți ceea ce ați făcut și să fiți închiși? Din cauza lui stați acum la închisoare? Și l-a luat pe el. Dă-i o palmă. El s-a apropiat, s-a fâsticit, s-a... Da. În cameră era un urdău pentru necesități și un urdău pentru apă. Lângă urdăul de necesități turnau apă pe jos, puneau o cârpă udă și tu, după bătaie, trebuia să alergi pe cârpa udă ca să te sufle picioarele. Era a doua durere fizică. Pentru că îți făcea impresia, după ce te sensibiliza așa de rău la tălpi, așa, alergatul pe... călcatul chiar era a idoma călcatului pe cuie sau pe sticlă. Așa de sensibile deveneau tălpile. Ori să alergi pe tălpi, era îngrozitor. Îți venea să urli, îți venea să nu știa ce să faci, dar erai obligat. Erai lângă tine, era plantonul care dacă nu alergai, era obligat să te lovească. Așa, și tot timpul până când o jumătate de oră trebuia să alergi, până când venea altul la rând. M-a impresionat foarte puternic. Mi se pare că era șeful unei grupări legionare. Un om care n-a mărturisit absolut nimic și care a primit în permanență aceste bătăi îngrozitoare, trăia într-o comă nesfârșită, Nedelcu se numea. Omul ăsta n-a mărturisit nimic. Nici ca demascare exterioară, nici ca una interioară. Acest om m-a impresionat profund. Am constatat că dacă nu te gândești sau nu reacționezi la bătaia pe care o primești, traversezi cu mult mai multă ușurință bătaia. Adică mă gândeam la altceva, nu mă gândeam la chestii că se dă în mine. Ca exemplu să vă spun, vedeam cum îmi țâșnește sângele pe perete. Știți, când mă izbeau și îmi puneam întrebarea, e sângele meu? Dar primeam imediat două lovituri și confirmarea că e sângele meu. Dar mergeam mai departe. Da, e sângele meu. Da. Mai durează. Dar parcă nu simțeam lovitura. Parcă. Și din cauza aceasta se căuta să găsească toți dușmanii poporului, așa numiți, că noi eram niște bandiți, așa eram catalogați. Și asta era așa zisa demascare exterioară. Am văzut cazuri în care un astfel de băiat și-a adus fratele și tatăl
în închisoare la peninsula. Domnule, după ce am intrat în cameră, ne-am trezit pe partea asta a priciului din dreapta cu niște studenți, niște băieți care aveau cărți. Treaba asta ni s-a părut ceva extraordinar de deosebit. Nu mai pomenisem așa ceva. Și aveau cărți în astea cu subiecte de propagandă comunistă, la care la mare preț țiu minte că era cartea lui Artur Simionovici Makarenko, Steaguri și turnuri. Am crezut că s-a mai ameliorat gândirea represivă și că ne va da posibilitatea să citim. De unde dracu? Pentru că a doua zi, după această întâmplare, la un semn făcut de Țurcanu, cei pe care i-am găsit în camera 4 spital s-au aliniat și au făcut un coridor plin de băte, de ciomege, de cozi de mătură. Toate am văzut o mișcare așa, fulgerătoare, parcă ar fi un vârtej așa, și am văzut eu 3-4 în spatele meu, știau cum să lovească. M-am lovit la carotide, dar m-am lovit foarte tare, nu mai știu nimic. M-am trezit după vreo 5 ore, 6 ore, întins pe un prici, pe unul din prici, pe un prici, unul din cele două prici, din cele nespregeam. Nu știam ce s-a întâmplat. Simțeam niște dureri în zona occipitală, cea pe aici. Și când m-am uitat, era un aspect dezastros. Erau oameni care stăteau cu mâinile în sus, alții care se trebuia să spele, să meargă în continuu în genunchi și nu știu mai ce, început să celebra reeducare. A fost un șoc. A fost un șoc. Pentru că era ziua de Sfântul Nicolae, nimeni nu se gândea la toți sărbătoarea îmi transformam. Aveam biserică. Suntem pedepsiți aici. Am fost odată condamnați. Ascultă aici, i-a răspuns Dumitrescu. Te sfătuiesc să te potolești dacă vrei să nu ieși de aici, din camera asta, cu picioarele înainte. Ori această demascare începea întotdeauna, ce n-ai declarat la securitate, se declară aici. Deci am dedus de aici că securitatea era prima interesată ca să afle lucruri pe care unii dintre noi le-au putut ascunde față de prima anchetă. Iar duritatea acestei demascări consta în faptul că, nefiind de obicei singur închis pentru o faptă singulară, ci într-un grup, puteai să omiți anumite lucruri de pe care le știa altul. Nu s-a putut ascunde decât lucrurile pe care le-a știut individul singur. Acolo s-au scris mii de pagini, nu sute, mii de pagini. S-au scris și pe, s-au dat declarații și pe hârtie de sac. S-au tăiat hârtia de sac, așa, știți. Sacii ăștia de, cum îi zice, de hârtie, aveau mai multe straturi, știți, ca să aibă rezi. Se tăiau ca și foaia de chestii și pe aia se scria. Țurcanu te punea, scrie. Și vă spun eu cred că am dat câteva sute bune de declarații. Începea după aceea adevărata reeducare. Și adevărata reeducare era consta în aceea că trebuia tu să te autodemaști, să spui toate păcatele, dacă le aveai sau nu le aveai. Și mai mult, să fabulezi.
Asta era elementul cel mai important, să fabulezi. Și să spui despre părinți că au fost, să spui despre prieteni că au fost, despre cunoștințe, despre fete că erau, mă rog, depravate, că erau un fel și tip. S-a dat o amploare nemaipomenită încât la un moment dat, chiar că nu mai știai, între adevăr și minciună, fabulație, care o fi adevărul. Ajungeai la momentul acela, ai spatele, ai fundul. Păi era renumit Pop Cornel pentru faptul că era omul fără fund, din cauza bătăilor pe care le-a primit din partea lui Țurcanu, așa rămăseze fără fund. Dispăruseră fesele, era numai os. La masă când veneam, la masă, banditul, Gheorghiu, cu ăla, o mâncau în genunchi și cu mâinile la spate. Hai, mai repede, terminați asta. Dom'le, eu mănânc încet de felul meu, am mâncat încet, întotdeauna. Și cum sunt, unii mâncă repede, mai încet. Dar și acum fac glume, când, mai dacă nu m-a făcut Țurcanul să mănânc mai repede. Lăsați-mă repede, asta de felul meu de mâncat. Dom'le, bătea că rămâneam întotdeauna ultimul și l-am mâncat așa cu gură. Cum rămâneam și când îmi dădea camera în mână și mâncam. Cum? Tu n-ai terminat urmă? Mai îmi dădea peștea pe gură. Dar mâncatul ăsta de jos, cu aia fierbinte și din gură așa, ce-a fost? Tot era umilință însă, dom'le. Eugen Țurcanu s-a născut într-un sat de munte din Bucovina la 8 iulie 1925. În momentul arestării era student în anul 3 la Facultatea de Drept din Iași. Deși era înscris în Partidul Comunist și a urmat o școală diplomatică de partid, a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru că nu și-a declarat activitatea politică din adolescență. Orbit de ura pentru cei care l-au denunțat și dornic de a-și demonstra atașamentul față de comunism, Țurcanu a căutat să se facă util regimului din primele zile. După ce s-a convins de seriozitatea lui, securitatea l-a preluat și i-a cerut să obțină informații de la colegii deținuți, indiferent de metodele folosite. Țurcanu, ca fizic, putea fi comparat cu orice om bine făcut. Nu în închisoare, ci și în libertate. Era voinic, foarte bine făcut, nu era foarte înalt, dar era bine făcut. Avea o înălțime mai mult decât cea medie, ca să o luăm așa. Avea niște umeri largi și avea o forță în mâini, se pare incredibil. Avea o palmă în care pornirea a fost de la Suceava cu Bogdanovi și cu Țurcanu și a ajuns pe urmă la Pitești, la anumite cote înalte de represiune, care nu poate să facă cinste nici unei civilizații. Prima etapă a fost cea împrietenirii. Ne-a adunat din toată închisoarea, pe camere, după criterii numai de Țurcanu știute și muncă silnică, detenție, așa cum mai era. Și după câteva luni de împrietenire, în care tu îți formai prieteni sau te descătușai povestind vrute și nevrute, că povesteai ce mi-ai lăsat afară, pe cine mi-ai lăsat, pe cine n-ai denunțat. Și după această relație frumoasă care se închega în cameră, venea propriu zis demascarea. Am fost băgați în camera 4 spital. Am fost băgați în camera 4 spital pe la
începutul lunii decembrie 1949. Noi fiind grup, țineam legătura noi între noi. Am fost înconjurați de alții din această cameră, din alte provincii ale țării, îndeosebi de moldoveni. Ce am făcut, ce pedeapsă am primit, cum a fost procesul, cine e șeful sau șefii. Deci toate aceste lucruri ei vreau să le cunoască. Sigur că nu, pentru noi nu constituia asta un secret. Unii mai grealivi mai povesteau și câte un lucru care nu l-au povestit la proces. Nu l-au povestit la anchetă. Și din cauza aceasta se căuta să găsească toți dușmanii poporului, așa numiți, că noi eram niște bandiți, așa eram catalogați. Și asta era, așa zisa, demascare exterioară. Am văzut cazuri în care un astfel de băiat și-a adus fratele și tatăl în închisoare, la peninsula. La Pintelie și spune, bea, bandițele, bea. M-am uitat clar la Pintelie. Era foarte conștient. Probabil s-a adunat prea multe și era soluția finală. A luat gamela, m-am uitat bine la el, a pus-o la gură cu hotărâre și a băut-o toată. Știam că la unul din ei aveau, nu știu ce, un borcan, așa, nu mai am niște exacte de sticlă. Și când am trecut, l-am luat și când am venit și m-am băgat iar când stăteam mai mult, l-am spart, ușor ca să mă audă, și mi-am tăiat vinele așa în partea asta și am venit și în partea asta. Și am stat liniștit. Ghinionul a fost că ăla care venea după mine a venit și eu trebuie să-mi stăm întins așa, nu putea să treacă și a ieșit pe acolo. Cine sunt banditul ăla între toate? Păi, Gheorghiu, ieși mă, știi? Și ieși și s-a băgat după mine și m-a tras de picioare și m-a văzut cu mâinile, sânzele curgând. În fine, s-a repezit, erau acolo vreo doi doctoranți, adică doctori, cum le spunea, dar erau tot prin anul 4 anțeles de medicină. S-a repezit, nu știu exact ce mi-a făcut la mână, nu mi-amintesc. Și atunci sunt, m-a băgat la colțul nebunilor. Și colțul ăsta nebunilor spune, e o chestie, a venit țurcan, după un timp. Ei a venit bani de ceva afară. Iar ce? M-a luat și m-a dus aproape să-l consum. Și el m-a luat de gheață. Ce crezi, mă, că mă impresionez, mă? Ce crezi, mă? Nu mor, mă! Nu mor când vrei tu. O să mor după ce tor tot din tine, ce tu crezi că scap? Și, dar nu mă izbea tare prin burtă, să nu, da, dar nu mai m-a ținut așa sus mai mult, nu știu? Dar nu. Zic, domnul Țurcan, nu mor când vreau eu, credeți, dar nu mai pot. Eu într-o zi mă repet în gâtul cuiva și mor împreună cu el. Țurcanul s-a dat seama de un lucru pe care și noi ne dăm seama târziu. Dom'le, când ajunge omul ăsta de disperare și face un dezastru, după aia nu prea mai are și nu prea mai interesează ce se întâmplă. Și programul care l-aveam câțiva, el, eu și încă așa, era cum venea deșteptarea, în genunchi. La ce s-a ajunsese? Au pus problema la un moment dat. Că de ce tocmai eu? Că Dumnezeu de mine nu are grijă. De ce mă las? Argumentul că Dumnezeu te încearcă nu era valabil pentru ei.
scara de coborâre în iad. E foarte greu de mărturisit astăzi. Foarte greu de apreciat. Pentru că pentru fiecare, de la caz la caz, un cuvânt spus sau o injurie sau, eu știu, o vorbă urâtă pe care, prin care te umilea, putea constitui o cădere, o cădere în prăpastie, o cădere în degradare. E real, domnule. Pe ăsta l-am văzut eu. O zi și jumătate sau aproape două zile a stat pe tinetă într-un picior. Dar cum? Nu-l lăsau, domnule, cădeau, îl puneau iar în picioare, iar... Și nici acum nu pot să-mi explic. Stând rațional acum, și eu spune, hai mă că nu e posibil. Și tot ce s-a fost, a fost, și omul a fost atât de disperat, că n-a mai putut, că într-o zi, când a venit mâncarea, hârdeu ăla mare, fierbinte, în mâncare, polonicar era Măgirescu, când a venit rândul lui la mâncare, a vrut să se bage cu capul un hârdeu ca să se omoare, știi? În metru de așa m-a vrut să capul un hârdeu. Măgirescu a băgat polonicul, se apucă de la prins. L-a prins și l-a întors. L-a întors și l-a răsturnat. Dom'le, omul ăsta, pe loc, uite așa a făcuse niște umflături aici. Și asta, desigurat, de mea nu mai știu. Și atât am fost bătut, până la un moment dat n-au mai avut ce face cu mine și m-au băgat în hârdou cu murdării și m-au botezat. E, aici, după acest botez, în mine s-a rupt așa o coardă și am început să nu mai conștientizez ce e în jurul meu. A fost, vezi, să zice că din demascare nu puteai scăpa decât sau cedai sau murei. A mai fost și a treia cale, a nebunirii. Am trăit eu această cale, această situație, am înnebunit într-o semi... Sărea cu picioarele pe tine, te loveam ficat, erau niște lovituri îngrozitoare. N-ajungeai să le mai simți tăria pentru că leșinai de durere. Te anesteziai de leșin. Nu mai simțeai. De multe ori te întrebi atunci, știi, întrebam, eram așa de urâți, așa de pulciți, așa de schimonosiți, așa de strâmbați încât Quasimodo, vestitul Quasimodo din așa povestirile Duma, era parcă mai frumos decât eram noi. Fără dinți, cu gura strâmbă, cu ochii unul umflat, altul nu, cu o falcă strâmbă, cu, eu știu, o parte umflată cu alta. Eram așa de urâți, așa de... încât ne făcea impresia că toți avem pe față câte o mască, că nu mai eram noi din cei pe care ne știam. La un moment dat, Țurcanul s-a repezit la ușă, a bătut în ușă și a cerut ajutor că ne omoară ăștia. Gardienii, ca prin farmec, erau acolo, au intrat și după câteva clipi a venit și directorul. Cine-s ăia? Și ne-am despărțit. Aia cu reeducarea și aia care nu. Directorul a întrebat. Care sunt numiții nominal? Și pentru că eu fusesem șeful unui lot și introdus recent în camera 4 spital, m-a numit pe mine. Directorul și-a dezbrăcat vestonul, a rămas numai în cămașă și a început să mă bate. În așa fel încât eu n-am putut decât să mă târăsc până la locul meu de pe prici.
Ori vă dați seama când vezi pe directorul închisorii că el însuși te bate în rând cu ceilalți care te-au bătut mai înainte, însemnează că nu mai ai nicio șansă de a scăpa. Că nu mai este nici o autoritate care ea te poți adresa. Nimic. Și Dumitrescu întreabă așa cu aspect democrat, intelectual. Eh, băieți, cum vă simțiți? Ce faceți? La care Băcină după marginea... Și Țurcan îi spune, dacă nu știi cum să dai o palmă, vin eu și îți dau ție ca să știi. Și atunci a lovit. Indiferent de, să zic așa, de asprimea loviturii sau neasprimea loviturii, nu asta era miza. Miza era dărâmarea tuturor valorilor. Asta era miza. Și în seara de rebelion, adică noaptea de rebelion, a venit Țurcanu. Și a început să țină un discurs. Știți acolo, despre hotărâre că unii studenți s-au hotărât să demonstreze că devin oameni noi. Și o mulțime de chestii de asta, de gargară, știți? Dacă ar fi să te situezi pe scara unor valori puse între 1 și 10. Și dumneata, unde te crede că ești? I-a spus Țurcanul lui Angelescu. Eu pe mine nu mă pot clasifica, dar pe dumneata te pot clasifica. Nici la zero nu ești. Ești o nulitate. E, în momentul ăla, Țurcanul a scos un strigot. Te iei! Și așa a început bătaia. Toți erau în diverse puncte. Aveau fiecare, aveau responsabilitățile lor. Au apărut bâtele, au apărut, toate erau ascunse pe dedesubt. Știți, deci cei care au venit ulterior, care ne-au tras de limbă, ei aveau bâte pe care noi nu le-am văzut, dar ulterior am aflat. Unul din lotul Plapșa, care a fost, el au văzut bâtele, că erau pe sub paturi. Erau băgate. Ei prima dată și-au imaginat că sunt pentru susținerea saltelelor. Și dimineața, când ne sculăm, așa e condiție bună, domne, în faza întâi, dimineața când ne sculăm, ne lăsăm la marginea patului și întreba, care din voi are ceva de demascat de spus? N-am știut întâi ce înseamnă asta. Dar ne-am prins după aceea. E ca să știi. Și atunci a lovit. Indiferent de, să zic așa, de asprimea loviturii sau neasprimea loviturii, nu asta era miza. Miza era dărâmarea tuturor valorilor. Asta era miza. Și în seara de rebelion, adică noaptea de rebelion, a venit Țurcanu. Și a început să țină un discurs. Știți acolo, despre hotărâre că unii studenți s-au hotărât să demonstreze că devin oameni noi. Și o mulțime de chestii de asta, de gargară, știți? Dacă ar fi să te situezi pe scara unor valori puse între 1 și 10. Și dumneata, unde te crede că ești?
i-a spus țurcanul lui Angelescu. Eu pe mine nu mă pot clasifica, dar pe dumneata te pot clasifica. Nici la zero nu ești. Ești o nulitate. Ei, în momentul ăla, țurcanul a scos un strigot. Te iei! Și așa a început bătaia. Toți erau în diverse puncte. Aveau fiecare, aveau responsabilitățile lor. Au apărut bâtele, au apărut, toate erau ascunse pe dedesubt. Știi, deci cei care au venit ulterior, care ne-au tras de limbă, ei aveau bâte pe care noi nu le-am văzut, dar ulterior am aflat. Unul din lotul Plapșa, care a fost, el a văzut bâtele, că erau pe sub paturi. Erau băgate. Ei prima dată și-au imaginat că sunt pentru susținerea saltelelor. Și dimineața, când ne sculăm, așa e condiție bună, domne, în faza întâi, dimineața când ne sculăm, ne lăsăm la marginea patului și întreba, care din voi are ceva de demascat de spus? N-am știut întâi ce înseamnă asta. Dar ne-am prins după aia când unul s-a drept, tovarășe Țurcanu, banditul din mine. Deci în seara de Revelion, de seara de la 10 până dimineața la 6, am fost în continuu în bătaie. Stivuiți, reluați, stivuiți, reluați, formă aruncați pe priciuri, loviți acolo cum te mișcai în dreapta și în stânga, cum poc, primeai una, nu mișca. Tortura era folosită de instrument de convingere. Și după ce a trecut șocul în ziua de Sfântul Neculae, Țurcanu ne-a ordonat, treceți în poziție. Noi am trecut în poziție. Ce a rămas pe jos? A rămas o beltocă de sânge, au rămas câțiva dinți, care pe aici pe acolo au rămas din gura altora, și au rămas deja oameni mutilați. Dom'le, sunt lucruri care nu se pot povesti. Nu că sunt jenante, nu că sunt umilitoare, dar te desfințezi ca gândire sufletească, ca om. A fost ceva de ordin apocaliptic. Aveai impresia că e sfârșitul vieții al pământului. Noua librărie a editurii Partidului Muncitoresc Român contribuie la ridicarea nivelului ideologic al oamenilor muncii. Vechea cetate a reacțiunii, Academia Română s-a transformat sub îndrumarea Partidului Muncitoresc Român într-un for de cultură pus în slujba poporului. Tovarășul Gheorghe Gheorghe Udej arată că poporul muncitor așteaptă de la oamenii de știință, litere și artă ajutorul lor în lupta pentru construirea socialismului. Într-unul din amfiteatrele Universității CEI Parcon, tovarășul profesor Niculescu Mizil ține cursul de marxism-leninism. Formarea tinerelor cadre de specialiști se face pe ramuri ale științei și tehnicei. Există însă, ne învață tovarășul Stalin, o ramură a științei pe care bolșevicii care lucrează în toate domeniile ei sunt obligați să o cunoască. Este știința marxist-leninistă. În România, de după al doilea război mondial, în doar 3 ani de zile, puterea a fost... Și a început să țină un discurs. Știți acolo, despre hotărâre că unii studenți s-au hotărât să demonstreze că devin oameni noi,
Și o mulțime de chestii de-astea de gargară, știți? Dacă ar fi să te situezi pe scara unor valori puse între 1 și 10. Și dumneata, unde te crede că ești? I-a spus țurcanul lui Angelescu. Eu pe mine nu mă pot clasifica, dar pe dumneata te pot clasifica. Nici la zero nu ești. Ești o nulitate. Ei, în momentul ăla, țurcanul a scos un strigot. Te iei! Și așa a început bătaia. Toți erau în diverse puncte. Aveau fiecare, aveau responsabilitățile lor. Au apărut bâtele, au apărut, toate erau ascunse pe dedesubt. Știți, deci cei care au venit ulterior, care ne-au tras de limbă, ei aveau bâte pe care noi nu le-am văzut, dar ulterior am aflat. Unul din lotul Plapșa, care a fost, el a văzut bâtele, că erau pe sub paturi. Erau băgate. Ei prima dată și-au imaginat că sunt pentru susținerea saltelelor. Și dimineața, când ne sculăm, așa e condiție bună, domne, în faza întâi, dimineața când ne sculăm, ne lăsăm la marginea patului și întreba, care din voi are ceva de demascat de spus? N-am știut întâi ce înseamnă asta. Dar ne-am prins după aia când unul s-a drept, tovarășe Țurcanu, banditul din mine, până acum a tăcut, dar nu mai pot, ce să vă spun? Banditul Manciu mi-a spus că sunteți o țeată de indivizi pervers aici, de oameni anormali, dacă puteți să vă purtați așa. Care este la Manciu, ăla de lângă el? Ăsta era trucul care îl folosea, mai ales cu noi veniți. Te așeza în câte doi și ăla de lângă tine să scrieze neîncrederea în tot ce va urma de acum încolo. Ce ne facem, tovarășe, ce ne-a?